Etapa următoare, vă spuneam, să nu ratați meciul de sâmbătă, 11 noiembrie, între Crim Ljubljana și CSM București, la ora 17, sâmbătă viitoare, pe Digi Sport 1. CSM are de jucat cu Crim în deplasare și apoi cu Gdynia pe teren propriu și se va califica în grupele principale. Neagu joacă pentru Iulia Gurea, aruncă Iulia pe mijloc, scoate cu șoldul Sorosen. Contraatacă pentru daneze, dar n-am repliat destul de repede Cristian să-mi pase la pivot. Oana Mana scoate, recuperează Cristina Neagu, împinge mingea pe contraatac pentru Hagman. Hagman, Gurea, extraordinară acțiunea. Sala Dinamo s-a umplut în aproximativ 30-40 de minute, la ora 15, cu o oră înainte de începerea partidei. Sala era goală, apără din nou Paula. Cristina bate pe două picioare, a vrut să arunce lângă bară, dar a dat pe lângă poartă. Oricum, mult mai bine a jucat Cristina și recuperează încă o dată, așa cum a făcut-o în prima repriză, se uită după o colegă liberă, pasă printre pentru Iulia, gol! Este o mare creatoare și Cristina Neagu, cu pasele sale decisive, este, și vedeți ce bucurie este pe bancă. Campionatul României, pierd danezele controlul la pasare. Hagman accelerează, Hagman, și încă un gol pentru CSM. 33-24, două goluri în 30 de secunde după time-out pentru campioana României. Contraatac, Iulia aruncă pe la spate și fructifică. Spectacol total oferit de Iulia Pușcașu Curea la această fază. Aproape la fiecare meci Iulia încearcă această aruncare, care este o marcă înregistrată și o paradă uluitoare. Grubisic. Curea pentru Golden, pasă printre picioare, a vrut să pivoteze Iulia, dar a fost faultată. Au trecut cele 30 de minute ale acestei reprize. O victorie memorabilă, o victorie devastatoare, o victorie confortabilă din toate punctele de vedere. CSM București 39, Nykobing 26, în Liga Campionilor.